Doamnelor și domnilor, bună seara și bine ați venit la cel de-al treilea recital din cadrul Festivalului Internațional de Chitară Transilvania, festival organizat de Asociația de Chitară Transilvania și care se află la cea de-a 20-a ediție. În această seară, pe scena festivalului nostru, vor concerta Sergiu Hudrea din România, Alexa Șarcevici din Serbia, Lovro Peretić din Croația și Parsa Sanjari din Iran. Sergiu Hudrea este chitarist român și a început studiul chitarei la Cluj-Napoca sub îndrumarea profesorului Ștefan Trifan. După ce a terminat liceul, Sergiu și-a părăsit țara natală pentru a-și continua studiile la École Supérieure de Musique et Danse Hauts-de-France din Lille, alături de Judicael Perroa. Sergiu a absolvit recent studiile postuniversitare de la Academia Regală de Muzică din Londra, sub îndrumarea lui Michael Lewin. Sergiu a câștigat peste 65 de premii, dintre care 32 au fost premii întâi la competiții din toată Europa și de asemenea din Statele Unite ale Americii. În 2018 a fost unul dintre finaliștii emisiunii TV Românii au Talent. În 2020, Sergiu a câștigat Blythe Watson Concerto Prize cu interpretarea concertului pentru chitară compus de Malcolm Arnold, iar în 2021 a fost selectat de International Guitar Foundation ca unul dintre artiștii lor în cadrul platformei Young Artist Platform. Acum lucrează la proiecte de muzică solo și de muzică de cameră, în timp ce își urmărește pasiunea de a preda chitara. În prima parte, Sergiu ne va cânta două lucrări din creația compozitorului Sergio Assad. Alexa Șarcevici s-a născut la 28 august 2001 la Șabac, în Serbia. A început să cânte la chitară clasică la vârsta de 9 ani. A terminat școala primară și liceul de muzică la școala de muzică Mihailo Vukdraković din Șabac, la clasa profesorului Stanislav Stanoievici. Ulterior, își continuă educația academică la Facultatea de Arte Muzicale din Belgrad. În prezent, este în anul al treilea de studii de licență la clasa profesoarei Vera Ogrizović. Până în prezent, a câștigat peste 50 de premii la concursuri naționale și internaționale de chitară clasică și a participat, de asemenea, la cursuri de maestrie cu chitariști clasici de renume mondial și muzicieni precum Zoran Dukic, Dusan Bogdanović, Thomas Müller-Pering, Hubert Kappel, Sergio Assad, Jeremy Juv, Pavel Staidel, Denis Azabagic și Sanel Rezic. Printre numeroasele premii pe care le-a obținut până în prezent se numără premiul 1 la Guitar Art Festival din Belgrad, în 2019 premiul 1 la Festivalul Internațional de Chitară Transilvania, tot în 2019, premiul al treilea la Festivalul Internațional de Chitară Alirio Diaz din Rust, în 2021 și premiul al treilea la concursul internațional de chitară Rago din Stuttgart. Programul său va cuprinde lucrări din creația compozitorilor John Dowland, Fernando Sor, Mario Castelnuovo Tedesco, Agustin Barrios Mangore și Nucio De Angelo. La un moment dat, la jumătatea concertului, vom avea un intermezzo și anume vor evolua în trio Sergiu Hudrea, Parsa Sanjari și Lovro Peretić. Parsa Sanjari s-a născut în 1999 la Teheran și a început să cânte la chitară la vârsta de 8 ani. La 16 ani a fost selectat de renumitul chitarist Judicael Perroa pentru a studia la clasa acestuia la Conservator Regional din Aubervilliers, urmând ca mai apoi să urmeze cursurile École Supérieure de Musique et Danse de Hauts-de-France, unde obține și diploma de absolvire. De la sosirea în Franța, Parsa a câștigat premiul întâi la numeroase concursuri la categoria sub 20 de ani. În prezent este profesor de chitară la Conservatoire de Saint-Omer. Programul lor va cuprinde lucrări din creația compozitorilor Manuel de Falla, Maurice Ravel și Isaac Albeniz. Lovro Peretić s-a născut în 1995 la Zagreb și este un chitarist clasic croat, premiat la nivel internațional. În prezent este stabilit la Geneva, unde studiază cu Judicael Perroa.
A început să studieze chitară la o vârstă fragedă. Ulterior a absolvit Academia de Muzică din Zagreb la clasa profesorului Darko Petriniak, iar mai apoi la clasa profesorului Judicael Peroa. Este considerat unul dintre cei mai importanți chitariști ai tinerei generații, care este confirmat de numeroase premii întâi de la diverse concursuri de chitară. Cele mai importante sunt Guitar Foundation of America, concursul de chitară Eurostrings și concursul internațional de chitară Changsha din China. În calitate de câștigător al Guitar Foundation of America, el pregătește în prezent înregistrarea albumului său de debut cu casa de discuri Naxos, precum și un amplu turneu de concerte de un an în Statele Unite ale Americii și Canada. Susține în mod regulat concerte ca solist cu orchestra, precum și în diverse grupuri de muzică de cameră, inclusiv în trioul de chitară Evocation, cu care a lansat recent primul lor album intitulat de asemenea Evocation. Programul său cuprinde lucrări din creația compozitorilor Domenico Scarlatti, Johannes Brahms, Moris Ohana și Agustin Barrios Mangore. Partenerii și sponsorii noștri sunt Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, Consiliul Județean Cluj, TVR Cluj, Radio Cluj, Ziarul Făclia, Guitar Festival Rust, Pleven Guitar Festival, Muntenegru International Guitar Competition, Voivodina Guitar Festival, Tremolo, I Like Cluj, Visit Cluj, Harmonia Cordis, Asociația de Chitară Valahia, Liceul Teoretic Elf, Școala de Artă Satu Mare, Școala de Artă Tudor Jarda din Cluj-Napoca. Sponsori: Decra, Cluj.com, GSB Group, Transilvania Mill, Weld Carpat Industries, Logos Baptist Ministries și Access Assembly. Vă mulțumesc și vă doresc audiție plăcută.
Thank you.
Good evening, everyone, and thank you for coming. I would just like to announce a small change in the program, so mostly in the order. I will play next piece that I will be playing is by Ioana Satunal, which was supposed to be fourth, if I'm not mistaken. And then I will play the piece by Krevanger, the variations. And then instead of Brahms, I won't play Brahms, I will play a piece by Hentze called Sir Andrew Ragichik. And I will finish with Mazurka Passionata. Thank you.
Thank you.
play one more piece, which is a piece by Claude Debussy called Bohemian Dance. And it's a piece originally written for piano, but it's arranged for guitar by a German guitarist Ansgar Krause. So, Bohemian Dance.